După ce a încercat fără succes să strângă fonduri de la populație, statul român începe o nouă rundă de negocieri cu proprietarii operei brâncușiene cu mințenia pământului. Când vor fi reluate demersurile pentru achiziționarea sculpturii, ne spune colega mea, Mădelina Barbonie. Mădelina, te ascultăm! Bun găsit, guvernul va încerca din nou să discute cu proprietarii sculpturii Comențeniei Pământului a lui Constantin Brâncuș pentru a o cumpăra imediat după ce bugetul din 2019 va fi promulgat. În 2016, statul român a mai avut o tentativă de a achiziționa opera brâncușiană. Atunci, 100.000 de, de oameni au făcut donații în valoare de 1,2 milioane de euro în procesul de subscripție publică. Până acum, 99% din banii donații de românii pentru cumințenia pământului au fost restituiți prin trezorerie. Până la sfârșitul lui 2019, toți cei care au financiar prin intermediul băncilor își vor primi banii înapoi.